Vineri, ora 10, cafeaua de dimineață se postează. Bun găsit, ce faceți? O săptămână grea, o să stați un pic să mă acomodez. Că știți cum e, dacă intri în business-ul ăsta, în industrie, schimb decorul la fiecare ediție. Vă place cum arată sau vă place de cum arăt? Vă salut, hai cu cafeaua, buymeacoffee.com/nicubendea, acolo se primește o cafea bună și sinceră de la voi. Dar să intrăm în subiect. Paula, un medic smurt din Suceava, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei. Până aici nimic nou, KGV nimic nou, dar cum a fost cerută în căsătorie? Soțul s-a dat lovit. Da, soțul, viitorul ei, soț s-a dat accidentat ca să-l salveze iubita care îi va deveni soție. El s-a dat lovit, ea a crezut că a dat lovitura. Probabil că luna de miere o să vină în Cluj-Napoca, la Electric Castle în august, sau dacă nu, la Untold. Au revenit marile festivaluri. Înseamnă că am revenit la normalitate. Bine, Untold-ul e la început de septembrie, când zice domnul Rafila că e valul 4 de pandemie, dar nu mai contează. Vine Van Buren, s-a dus virusul! Și la Electric Castle, oare o să fie o manea? O manea! 70 de manele, numai să fie, să ne putem freca noroi, să margă bine. Mulțumesc frumos, cafea de pe buymeacoffee.com, de la Diana și de la vechiul meu coleg de facultate, Casian, matematician strălucit acum în Pittsburghul Americii, fericit posesor de bebeluș, Achim. În cinstea lui, a soției, e tare doamna, mai bagă și o fată, după Doamne ajută, cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Și tricouri de pe skullwear.ro. Tricouri cu soacra, bineînțeles. Eu am soacră, care e superputerea ta. Ce face soacră mea? De câteva zile se dă pe TVR2 în reluare serialul Dr. Queen. S-a uitat soacră mea la primul episod și o zice, uite-te la el, uite-te la ăsta, la Sully, zice, deloc nu-a îmbătrânit. Păi mama soacră, zic, e în reluare, zic, da, uite-te ce pleche are, Sully. Nu Sculi, Sully. Așteaptă să înceapă campionatul european de fotbal, care se organizează și în România, sunt meciuri și în România, dar naționala noastră de fotbal, ciuciu, că nu s-o calificat. Ne-am obișnuit cu asta. Am luat a patra bătaie consecutivă, a patra înfrângere de la Anglia. Ne-am obișnuit și cu asta. Ce să facem, asta e. UEFA a titrat pe site, a scris mare. Dacă veniți în România la meciurile din campionatul european de fotbal, neapărat să mâncați cabbage înfășurate în sărmăluțe. Suporterii care vin să mănânce sarmale. Normal, dacă naționala e varză. Varză, naționala e varză. Expertul ProTV-ului este Victor Pițurcă, nu? Satana Pițurcă o să comenteze după fiecare meci. Sper că le ia vreo 13 milioane de euro la ProTV, la cât îți ia de proști din ochi. Cum să-l chemă pe Pițurcă? Ăla nu știa să dea cu capul minge, da, păi să vorbească. Bucuria mare este că printre comentatorii de la ProTV ai meciurilor se află și o doamnă sau domnișoară, că nu m-am uitat sub buletin, Ioana Cosma de la sport.ro. Ioana Cosma de la sport.ro cu vocea ei o să comenteze meciuri de fotbal masculin. Vă dați seama că meciul e mai gata și ea deja e critică freza arbitrului, tot critică freza arbitrului și ea s-a scobit în naci, nu e așa? Unde sunt bunele maniere pe gazon? O să aflăm după ce mai bem o cafea bună. Cafea, da, bai mie coffee. .com să-și nicubele, au început și spectacolele. Am văzut, deja veniți la ele, că unul l-am anulat. În 17 iunie o să avem aici, în Bună Ziua, la Buongiorno, un restaurant frumos între blocuri, în cartierul Bună Ziua, lângă farmacia Remediu. Cred că dacă vă apucă un jung, un hemoroid de la râs, pac la farmacie. No, și vestea tristă a săptămânii e că s-o cascada Bigger. Aia de la Severin, din județul Caraș Severin. Cascada Bigger a cedat, Dumnezeu s-o iaste. Practic au luat ovalul. Cascada Bigger, ați văzut cum s-o hâit, cum s-o rupt, un dărâm mare, s-o dus, s-o, vedeți? Ne pleacă valorile din țară. Până și stâncile se desprind de glia străbună. Acum, după vârstă, știm și de la domn și de la doamne. Mai cad unele lucruri. Cascada Bigger. Acum zice că s-a stricat din cauze naturale. Nu e adevărat că era o păstrăvărie care lua apă de mai sus și așa, așa. Ca în România, bă, ce s-a întâmplat de nu mai merge? S-a stricat. S-a
s-a stricat, zice că au fost prea mulți mușchi acolo pe stânca aia, prea mulți mușchi și de aia au cedat roca, vedeți de ce nu mă duc eu la sală. Dacă ai mulți mușchi, cedezi. Cascada Bigger, intrată în topurile atracțiilor, era cea mai splendidă cădere de apă din România, Cascada Bigger, și acum numai ei. Cea mai splendidă cădere de apă din România a rămas dușul unui pensionar din Berceni de la etajul 10. E o splendidă cădere de apă. Vedeți natura, natura renaște. În sectorul 1 din București, gunoaiele lăsate de doamna Clotilde Armand au devenit niște delușoare. Forme de relief. Azi cade o cascadă, mâine faci un deal de gunoaie. Unde mai pui că în București s-a tuns și primarul Nicuși Ordan. S-a tuns ăsta, mă. Acum bucureștenii au și stufăriș. Da, după o vârstă mai cade una, mai cade alta. Ăsta cum îl cheamă? Culiță Sterp. Zice, m-am dus să-mi fac implant de păr la o clinică. Culiță Sterp, îl știți. Noi Jador. Culiță Sterp, frate cu Iancu Sterp, cu Geta și cu Ileana Sterp. Copiii lui mama Ileana. Hai mă că știți. S-a dus să-și facă implant de păr. Păi dacă lua un fir de păr din podoba lui Nicuși Ordan, își făcea 10 peruși și arăta ca Valderama, mă. Hai să fim serioși. Natura lucrează. Chiar săptămâna asta Klaus Iohannis a fost și a donat gunoaie de pe râul, de pe un râu. Așa de grăbit a fost să pună gunoaiele în saci, că au pus și vreo 10 parlamentari. Dar nu ne supăram de asta. Natura lucrează. Celebrii mici de la Dedulești au fost distruși de un control OPC, UPC, RDS sau Telecom, habar n-am, dar ci că a fost ceva control și din 5 localuri care vindeau mici aia celebri de la Dealul Negru, 4 au fost închise. Nu se respecta gramajul, nu era ținută carnea la temperatura bună, fleacuri de astea. Dar mergeți de mâine înainte în Piața Obor, centru de vaccin drive-thru. Ți-ai făcut vaccinul, o porție de mititei și o apă plată. Cartofi primim? Asta la rapel. A. Și cu ce vin? Vin de Segarcea, vin de nu știu care, dar presimt că o să fie bucureșteni care o să meargă de 3-4 ori la vaccin. Numai pentru mititei. Vedeți că trebuie să fie un cârlic care să te atragă la vaccin. În statul american, West Virginia, tu știi unde e West Virginia? West Virginia, în America. West Virginia, Mountain Mama, acolo dacă mergi la vaccin, poți să-ți cumperi pistoale și puști, poți să-ți cumperi arme. Deci te-ai vaccinat, ai dovada, ții arme la liber. Păi nu băgăm și noi în Piața Obor niște fasole cu ciolan? Cu două porții de salată de varză? Nu, ale arme. Sau niște vouchere la păcănele. Sau niște vouchere la păcănele și reduceri la tigăi. Cafeaua de astăzi s-a dus. Rămâneți pe canal. Și în weekendul ăsta v-am pregătit o surpriză frumoasă sub aspect de vlog tutorial. Urmează în continuare podcast-uri și spectacole pe unde ne veți chema. Sănătate multă și weekend plăcut!